Centrul de Cultură și Arte George Topârceanu din Curtea de Argeș a fost gazda lansării unui proiect european ce are drept țintă pe tineri. Concret, elevii vor avea parte de mai multe traininguri și workshop-uri, iar în urma acestora vor fi selectați să joace în piese de teatru pe care le vor pune în scenă pe bulevardele principale din marile orașe ale țării. Deși suntem un liceu foarte bun și ne străduim să ridicăm în fiecare zi ștacheta, ne confruntăm cu problema a copiilor veniți din provincie și din ce în ce mai mult din provincie, înseamnă Giurgiu, înseamnă Jilava, înseamnă comunele din apropiere, ceea ce înseamnă și pentru ei dificultăți de deplasare, dar și pentru noi dificultăți de integrare a copiilor respectiv în clase. De foarte multe ori am văzut copii care vin din centrul Bucureștiului, care vin pentru liceu, pentru statutul liceului și care au așa o atitudine ușor de sus asupra celor veniți din provincie, care își permit mai puține, care se integrează mai greu. O privim ca o provocare pentru ei. Am spus mai înainte că la noi în școală se învață, deci educația formală și-a spus cuvântul și și-a lăsat amprenta prin rezultatele obținute la concursurile și olimpiadele școlare. Dar cu toții știm că este nevoie și de o educație non-formală. Sunt conștientă că, o să spunem, una dintre cauzele acestui lucru este și societatea în care trăim și a informațiilor pe care le primesc din afară, cât și, din păcate, ceea ce se mai întâmplă și în mass media, iar ei generalizează. Generalizează foarte mult. Dacă cineva a greșit, de ce trebuie să generalizăm că toți sunt la fel? Ei încă nu înțeleg că fiecare este unicat și trebuie să se vadă exact partea pozitivă a fiecăruia. Proiectul este unul de importanță majoră, iar acest lucru este demonstrat și de faptul că Institutul Român pentru Drepturile Omului va monitoriza și va asigura o expertiză pe toată perioada derulării proiectului. Cred că acest proiect este foarte important pentru că îi vom învăța cum trebuie să se comporte. În societatea în care trăim există discriminare și este dureroasă. Și cred că suferă nu numai minoritatea, dar și majoritatea, pentru că ei se raportează cumva și nu cred că se simt bine. Prin acest proiect ei vor învăța cum să se comporte. Vor învăța cum trebuie aplicate drepturile omului, cum trebuie respectate. Cu ajutorul acestui proiect, elevii vor conștientiza necesitatea respectării drepturilor omului și vor acționa ori de câte ori drepturile lor sau ale altora sunt încălcate. Prin spectacolele realizate, atât ei cât și spectatorii vor învăța să ia atitudine împotriva discriminării, împotriva homofobiei, rasismului, xenofobiei, împotriva discursului instigator la ură.